Salutare cocoleșilor și bine v-am regăsit la un nou episod în care eu sunt super mega gameriță și ce credeți voi, oameni buni, dragi cocoleși? Astăzi, Cristina va fi doctoriță! Un episod cu Cristina, doctorița care vindecă tot. Avem aici niște animăluțe, niște găzuțe, niște chestii drăguțe pe care noi va trebui să le vindecăm. Așa că haideți să începem prin a apăsa butonul de coco-like! Dacă voi apăsați butonul de coco-like acum, înseamnă că voi aveți încredere în mine, că eu sunt o gameriță șmecheră tare! Hai să văd, cine are încredere în mine? Adică vreau să văd. Ați apăsat? Începem? Hai! 2, 3 și... Am văzut unde este butonul de play. Eu zic că este un început foarte bun. Aici este în sala mea de așteptare la cabinetul meu. Oh my god, astea sunt tot felul de animăluți care au nevoie de mine! Ia uitați, acolo avem o pasăre care se răcuța micuța și a prins piciorușul. Cineva a pus acolo gumă. Cine este cel care a pus gumă acolo? Voi vedeți că săraca și-a prins piciorușul acolo și nu mai poate să mai zboare. Avem aici și o broscuță țestoasă care s-a răsturnat pe spate. Și aici un chiț-chiț care nu știu ce are în mână, probabil un cadou mic de la Moș Crăciun pe care vrea să-l desfacă. O pisicuță care are un dinte foarte lung. O broscuță plină de bubițe. Un iepuraș care probabil s-a lovit puțin. Un porumbel. Deci... Doamne, nu pot să cred că voi fi astăzi o doctoriță. Și Păianjen și Melk, toată lumea au venit la mine pe acel dinozaur, le doare burtica. Vai, și un cățeluș, un wow. Oare ce o să iasă din nou? Nu știu sigur, dar mama mia, aceasta este sala de așteptare. Bun, acum nu știu exact ce trebuie să fac, dacă trebuie să apăs click. Hai, toată lumea să vină la mine, dar pe rând vă rog. Prima este această pasăre mică, care s-a lipit într-o gumă. Și haideți să încercăm să o dăm așa la o parte. Cum putem noi să dăm la o parte? Uite, dau așa, uite, și cu cât dăm? Gata! Te-am salvat! Ia să văd dacă mulțumește. Oh, ce cute! Salut! Să-ți fie de bine, să-ți fie de bine. Data viitoare să fii atentă, bine? Vrei să-ți dau aici ceva să papi? Oh, mamă, ce fain jocul. Deci voi vedeți, vine la doctorița Cristina și nu numai că îi fac sănătoși, le dau și de mâncare, adică vă dați seama. E bun? Oh, ce cute. Ok. Voi vedeți cum face Nani acolo. Ia uitați, acum nu se mai chinuie să mai scape, pur și simplu zice, e călduț aici pe calorifer, e bine, eu am de gând să trag un pui de somn. Hai să ajutăm și pe această bruscuță, sărăcuța. Acum te ajut, haide, haide, e rândul tău, să intrați în cabinet, vă rog. Următorul la rând. Acestea sunt picioarele tale, ok, deci problema este că tu tot dai din picioare, dar nu poți să te ridici, așa-i? Hai să vedem. Uuuup! Stai, că eu până acum eu nu am mai lucrat cu broscuțe așa frumoase ca tine. Hai să vedem. Auleu, să știi că sunt începătoare. Sunt doctoriță bună, dar sunt începătoare. Auleu, scuză-mă dacă te dau cu capul de toți pereții. Ok, am dat-o cu capul de toți pereții, dar să sperăm că a uitat. Și acum vrei și tu să papi. Și ea vrea să pape. Hai să-i dăm această floare. Am, 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 am. O, ce bună-i. Am, 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 am. Bun? Îți dau și un șervețel să te ștergi la guriță? Ia să vedem, credeți că pleacă sau ți-a decis și ea să rămână? S-a decis să rămână. Eu mi-am luat această cutie și am de gând să fac Nani. Mă, hai să-l vindecăm și pe chițul ăsta? Da! Care avea niște ochi speriat, nu glumă. Ce s-a întâmplat? Ți-a rămas ceva între dinți? O, asta pentru că n-ai folosit ață dentară. Toată lumea știe că trebuie să te speli pe dinți bine, bine, după fiecare masă. Nu doar dimineața și seara, cum spune la televizor. Trebuie după fiecare masă să vă spălați. Așa. Și să folosiți ață dentară și apă de gură. Mmm, ce frumos dinți ai, măi! Ce este ăsta? Este un porcușor de Guinea? Nu știu ce e, dar hai să-i dăm să vedem. Hă? Mestești mai bine acum? Bravo, bravo, bravo. Ia să vedem tu cum faci, Nani. Și-a pus o pălărioară. Mamă, ce dinți mare are. Voi vă dați seama că el nu poate să cadă niciodată. În caz de ar cădea, s-ar sprijini în dinți. N-ar avea cum.
Uite, această pisicuță, cred că e pisicuță, sau e cățel, habar n-am, pare să aibă mulți pureci. Aueu, hai să-i prindem pe toți ăștia, să-i luăm și să-i punem aici. Hai, clic. A, vă prind eu, gata. Oh my god, mai are mai mulți. De fiecare dată când se scarpină, sunt mai mulți păduc dintre ăștia, ce o fi pureci. Uite cum s-au ascuns, bă, fraților. A, credeai că te ascunzi acolo în blăniț? Bă, dar nu vrea să cadă, ia uitați voi. Așa, gata. Închidem borcanul, punem scoci. Și te-am salvat. Ești vesel acum? A, ești un cățeluș, poftim. Niam, niam, oase și bobițe dintre astea. Măi, cred că aș face o doctoriță foarte bună dacă m-aș fi decis să fiu. Ia uitați. Toate animăluțele sunt fericite, deja le apucă somnul. A, ți-ai adus pernuțe ca să dorm confortabil? Eu mă întreb, oare ce se află în acest ou? Ia să vedem, oare ce se află în acest ou? Ce credeți că este? Ia scrieți în comentarii. Ce credeți voi? Scrieți acum, puneți paula la video și scrieți ce credeți voi că este în ou. Eu cred că este un pui de rățușcă. Ce ziceți? Ia să vedem, am dreptate. Ia. Ajut acest ou să se spargă. Ia să vedem. Băi, nu aș fi ghicit. Ați ghicit? Era un pui de șarpe. Oh, vrea să mănânce aceste musculițe. Eu am de gând să le prind și să îi le dau, că e prea mic și trebuie să-l hrănești. Cum până ce o să ajungă el suficient de mare încât să-și prindă singur musculițele, mai durează. Eu sunt curioasă să văd cum doarme. Ia. Ce ți-ai adus? Ți-ai adus jumătate de ou în care se dorm? Nu, doar dorm cu o pălărie de ou. Oh my god, avem aici o râmă încălcită. Eu nu am crezut că râmele se pot încălci. Mamă, dar ce nervoasă-i. Draga mea, dar te rog, nu fi așa de nervoasă că imediat te desfac eu acum. Ia uite-te. Bravo! Oh! Mi-a dat pupic? Până la urmă a fost singura care mi-a dat pupic. Ține o frunză. A, e uscată, da? Asta este. Până vine primăvara și vara, doar astea avem. A, te-aș apuca somnul. Bă, stai să beau și o puțină apă, că nu știu, mi s-a făcut poftă de mâncare, de apă, de... Când le-am văzut pe toate aceste animăluțe așa de fericite, stați să-mi aranjez și părul să stea frumos. Așa. Porcercei, vedeți? Oh, cum face Nani acolo pe piernă? Haide să-l ajutăm pe acest mic pui. Ce pui ești tu aici? Ai un cucui? Aoleu, săracul s-a lovit și nici măcar nu vede bine. Uite, se pune niște gheață aici. Așa, uite, se desumflă cucuiul cu gheață. Toată lumea știe. O, și-ți pun și puțină hârtie igienică. Știu că este un bandaj, dar seamănă ca și cum ar fi o hârtie igienică. Ia uitați. Băi, ți-am bandajat cucuiul. Doamne, ce sunt astea, semințe? Ține o sămânță. Hai. Ține o sămânță, așa, o spargi între dinți și o mânci. Așa. Mamă. Zici că are turban. Ar fi trebuit să-i punem o fundiță în turban să se vadă dacă e fetiță, dar nu știm dacă... Uite, ține ultima sămânță, să te bucuri de ea, bine? Uite, știu, nu mai răbdare. Bravo! Uhu! Super, super! Ia să vedem aici. Bă, ce-mi stă șuvița asta așa? Voi ați văzut cum stătea? Bun. Dar ce-ți mai trebuie pernă dacă ai turban? Uite-ați ce turban confortabil. Ok, și tu, kids, ce ai acolo? Ai mâncat să pun? Eu cred că am mâncat să pun. Scotea niște baloane. Aoleu, asta e burtica lui. Hai să le spargem toate baloanele. Aveți grijă să nu mâncați să pun. Că uite-ați ce se întâmplă. Se umflă burtica. Ok, și acum a putut să-i cadă ultima guriță de mâncare. A, vrei să-ți dau un biscuite? Da. A, mulțumesc. Îți fie de bine. Ia să-l vedem pe Kits cum face Nani. Și-a adus acolo o frunzuliță. Nu știu ce e aia. Ok, în partea asta toată lumea este fericită și face Nani bun. Ia uitați, doamne, ce cute-s. Dar mai avem aici de făcut. Ia uitați, hai să ne îngrijim puțin de pisicuța asta. Da, tu ești următoarea la rând. Hai, să intre în cabinet următorul pacient. Ce avem aici? Oh, cineva a zgâriat-o la urechiușă. Hai să punem aici, ia uitați. Am pus acolo un plasture, cred că. Hai, pune-te acolo, bă.
Stai, frate, că pisicuțo, e mai dificil de făcut la tine. Așa, gata, prima dată am curățat rana cu o bucată de vată care s-a făcut maro, ați văzut? Iar acum o să punem niște picături. Ia, uite-te. Așa, picături magice care au vindecat rana și o să punem și un plasture cu mașinuță. Așa! Și a și claxonat! O, ce fericită! Vrei să-ți dau niște peștișori? 1, 2, 3, 4, 5 peștișori! Mamă, dar ce stomacel mare ai! Aaaa, te-a apucat somnul. Păi normal că ai mâncat o grămadă. Cine mănâncă, frate, 5 peștișori? Ca mulți! Ia uitați-o cum face Nani. Acum că are stomacelul plin. Eu zic să ne ocupăm și de acest porumbel care arată cu disperare. Așa, da, tu ești următorul, să intri, te rog. Oooo, și-a rupt aici limpioara. Și noi va trebui să punem aici o scioare. Ia uite, ăsta cred că-i... Bă, ăsta e aici? Hai, acolo, așa. Va trebui să punem aici niște scioare. Ia uitați, ăsta este aici. Mamă. Pur și simplu, știți ce fac acum? Vindec aripioara unui porumbel. Wow, wow, și am și îndreptat-o. Și acum punem acest bandaj. Ha-ha. Mi-ar fi plăcut să-i pun ceva cu... Tot așa, cu o mașinuță, ceva, să fie și el șmecher. Vrei această muscă? Am... Dar ține gura. Așa. A, el mănâncă variat. Prima dată a mâncat proteine din gâză. Și acum mănâncă... Vitamine din aceste afine, cred eu că sunt. Așa. Poftim. Mmm, ce bun. Bă, dar mănânci mult, frate, pentru un porumbel. Așa de mult mănânc un porumbel și poftim și niște semințe. Așa. Bravo! Mamă, ia uitați, acolo în spate e plin de borcanele cu mâncare, ați văzut? Cine mai vrea să mai vină la mine? Mai avem câți pacienți? Mai avem 4 pacienți. Opa, nu, 5, mai avem aici și un păianjen. Hai să mergem puțin la păianjen. Păianjenule, poți să intri, te rog, e liber. Aoleu, câți ochi ai. Oh, hai să le dăm la fiecare ochi câte o picătură. Sărac, păi nu vedea bine, voi vă dați seama. Să ai atâția ochi și să nu vezi bine cu nici măcar unul dintre ei. Ce dilemă. Oh, ce muscă grasă. Îți ajunge una? A, ție nu-ți trebuie mult să fii sătul. Spre deosebire de acel porumbel care a mâncat o grămadă. Și ia uitați cum stă porumbelul. Acum doarme și pe mânuța lui. Ok, poate să facă sfârșinani și păianjenul. Și mai avem aici... Oh, stați puțin. Sunt mai multe animăluțe decât credeam. Hai, domnule Melk, te rog. Ce s-a întâmplat aici, Melcule? Auleu. E burtica plină. Așa, te ajut să mergi la băiță. Bine, ia uite. Căști, căști. De fapt, nu, cred că... Niște viermișori au intrat în carapacea lui. În căsuța lui. Aha. Aia erau niște musafiri nepoftiți. Poftim să mănânci aici o bucățică mică de măr. Mamă, dar toată lumea mănâncă atât de sănătos. Ia uitați. Voi ce ați mâncat astăzi? Uite. Așa, să-ți fie de bine. Alea mici, semințele alea din borcan, zici că sunt oreo de la distanță. Dar ți se pare că sunt doar niște semințe. Și cred că mai avem doar 3 animăluțe. Pe care să o luăm? Hai să luăm pe asta cu burtica mare. Că-și mângâie burtica de când a venit aici și stă pe canapea. Ai de mine, ai mâncat prea multe muște. Sau nu, tu ai stat cu gura deschisă și ți-a intrat muște. Vezi, de aia nu se stă niciodată cu gura deschisă. Că poți să-ți intre muște. Gata! Și de acum s-a închis gura, ai înțeles? Nu mai stai cu gura căscată. Dar ce dinți mare are, cred că de asta. Mamă, dar tu mănânci aici super mega sănătos. Și căpșună, și morcov, și măr. Wow, trebuie să luăm și noi aminte de la aceste animăluțe, că mănâncă prea fain. Voi vă dați seama câte fructe și legume a mâncat. Uite, s-a desuflat burta. Și acum doarme pe burtă sau pe o pernă, nu știu exact. Cred că pe o pernuță. Haideți să ne ocupăm de acest iepurilă, că pare săracul cam trist. Hai să-l facem fericit. Oh. Hai să punem, uite, un bandaj aici. Un bandaj aici. Unul aici și ultimul aici. O să-ți treacă, promit eu, da. Wow, ce cool ești acum. Oh, ce-i place. Dansează. Vrei să mănânci un morcov? Hai, nu te fă, eu știu că tu vrei. Om, nyam, nyam, nyam. Mamă, ce mâncăcioase sunt toate animăluțele astea.
Uite, mănâncă și semințe și tot. Așa, mă întreb pentru cine sunt cărțile alea pe care le avem acolo. Sau nu știu dacă sunt cărți, cred că sunt prosoape. Bravo! Și ultimul animăluț! Că după aia plec acasă, mi se termină programul. Hai, ultimul pacient să intre. Da, tu ești, tu! Eu? Da! Mamă, ați văzut cum se uita. Deci, broscuțo, ce s-a întâmplat? Oh, trebuie să te dau aici cu cremă. De fapt, cred că va trebui să te curăți. Stai, stai, mai dăm cu încă niște soluție. Și acum ia, uitați. Dezinfectăm aici bubițele astea. Astea pentru că nu te-ai spălat pe față, înțelegi? Trebuie să te speli pe față. Ca să nu mai apară atâtea bubițe. Te speli toată ziua. Și nu-ți pui mâinile pe față, bine? Că dacă îți pui tu mânuțele pe față, îți apar coșuri. Ia, uitați. Wow! Ține un fluturaș. Ce limbă lungă are. Bravo, gata. Oh, ce drăguță e acum. Se pare mie sau înainte era verde. Ia uitați, toate animăluțele fac nani. A venit noaptea. Eu le-am vindecat pe toate. Mama mia. Ce ziceți, cocoleșilor? V-a plăcut acest episod, sincer? A fost superb. Mi-a plăcut la nebunie să am grijă de animăluțe. Așa că eu zic să mai facem mai multe, multe, multe episoade super faine. Ne vedem data viitoare. Pa!